Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal de YouTube. Astăzi, în acest videoclip, o să vă las, bineînțeles, puțin mai încolo, un moment în care mi-a picat un super jucător. Nu vă spun despre cine este vorba, probabil unii ați văzut deja într-un short pe care l-am postat acum câteva zile, dar nu vreau să vă spun mai mult, o să vă las imediat în continuare. Mamă, ia vedeți aici CSBC. Și totodată o să facem în acest videoclip probabil 81-11 pe Bundesliga. Nu am mai prea vrut să-l fac, dar până la urmă cred că îl mai fac și de data asta și văd dacă îmi dă ceva, dacă nu, chiar că nu-l mai fac. Și bineînțeles, Saudi League, toți upgrade în care sperăm la Cristiano Ronaldo acolo. The GOAT, nu, glumesc, pentru mine nu e The GOAT, dar m-aș bucura enorm să-mi pice, Doamne ferește, deci când sau cine se gândea vreodată că un card de pe Liga Arabiei va fi 8 milioane de coins, nimeni niciodată probabil. Am făcut acolo, după cum ați văzut, și daily login upgrade-ul și o să facem acum și ăsta cu toțul. După ce îl deschidem o să vă las și momentul în care mi-a picat un super toț din Bundesliga la premiile de la Weekend League. Foarte important de subliniat acest aspect, să spun așa. Jucători văd că am destul de mulți, am făcut niște gold upgrade-uri din care chiar mi-a dat jucători foarte ok. Adică el nu mai aveam absolut nimic în club, iar după ce am făcut multe gold upgrade-uri, nu pot să zic că n-am făcut multe, am făcut chiar destul de multe, am făcut din nou ceva jucători aici. Hai să vedem cu un 85 aici, nu merge, cu un 84, ok, a mers. Echipă foarte, foarte simplă, după cum vedeți, imediat s-a făcut ratingul ăsta de 84, acolo cică la Bundesliga, Sommer ăla e mort, na, deci eu la Bundesliga l-am pe Sommer ca portar și totodată pe Manuel Neuer, sunt morți amândoi, bă, nu apără nimic, cred că mai bine îl bag pe Radeschi. La Bundesliga mă refer la... la acea cupă cu Bundesliga, One League Cup sau cum se numește, ok, din pecul ăsta, nici măcar Bordaun. Și mi-a spus cineva în comentarii, bă, nu mai fă stazi reveal la orice, că ne-ai nebunit cu stazi reveal-ul tău. Și ce credeți că o să facem la acest Saudi League, toți player pack, bă, toți stazi reveal, mă. Doar datorită, să zic așa, sau din cauza lui Ronaldo, bă, dacă s-a pus Ronaldo acolo... noi trebuie să facem un stazi reveal, nu se poate altfel, să facem stazi reveal la acest Saudi League Toast Player Pack pe care l-am deschis în acest moment, am văzut repede imaginea, bă, sincer, acum, cum ar fi un Ronaldo, gândiți-vă că l-am și pe Eusebio, aș putea să-l cumpăr pe Ruben Dias, aș putea să-i fac chem, bă, destul de ușor lui Ronaldo, mamă, cum ar fi, da, probabil... sunt șanse foarte mici să pice ceva bun. Ronaldo e cel mai bun, apoi e Romarinho, de asemenea Talisca e destul de ok, dar în afară de Ronaldo, probabil ceilalți doi băieți care mai sunt acolo destul de buni ar fi super sabi în caz că vor pica. Hai să vedem, poate avem un pic de noroc aici, poate zice jocul, bă, îl dau pe Ronaldo că oricum n-are unde să-l joace, dar eu fentă le fac acum și o să am unde să joc cu băiatul. De un pic, ia să dăm, că am văzut eu o schemă așa, ca să vedem unde suntem. Uite, acum suntem la traits-uri și am învățat eu, uite așa, să fac aici frumos. Și acum mai putem da cu stats-uri. Ia să vedem, 93 physical. Ia uite unde era Ronaldo, defending, 87. Hai că e Ronaldo. 70 dribbling, mamă, dar are 99 la tot. Bă, are 44, bă, ce mă, ăsta are 44 dribbling, dar are 99 agility, 99 balance, 99 reactions. Pe passing e mort, shooting n-are, pace 88. Bă, ce-i mă cu băiatul ăsta, bă? Doamne ferește, ce ne-a picat aici un card de 89? Vai de capul lui original. Da, nu contează, bă. Bă, n-ai mă cum. Avea omul 44 dribbling, dar în rest avea 99 la agility, la balance, la reactions. N-am mai văzut așa ceva. Ok, acolo un canale și aici un Kramaric, ok, cred că o să-l băgăm la 81-11 pe Bundesliga. Pecul este chiar aici, o echipă de 85, una de 82. Bă, sincer, chiar mi-ar fi plăcut să ceară 82, cum ar fi, și 84, să nu ceară 85. Mi se pare că s-au aruncat un pic cu acest 85, dar nu avem ce face. Nu ne obligă nimeni să facem SBC-ul, eu am ales să fac SBC-ul, așa că sper ca de data asta să-mi dea bine. Ieri
Mi-a dat cel mai mare card, deci, bă, nu știu, bă, dacă am mai dat cuiva în istorie, bă, din 81-11, din pack-ul ăsta, mi-a dat cel mai mare card de 85, ca să vă dați, ca să vă dați seama cum stau lucrurile, adică, bă, pe bune, bă, frate. Ok, rămân cam fără jucător pentru mâine la Bundesliga, la Bundesliga Upgrade, că astăzi este, ce zi, azi când filmez, marți, da? Și miercuri, când vedeți voi acest clip, o să apară un pack cum a fost azi cu Saudi Arabia, cu Bundesliga. Și bineînțeles că o să fac și acel SBC, că na, nu se poate altfel. Așa că, mamă, nu mai pot să bag ăsta de obștie. Așa că, bineînțeles că o să-l facem și sper să am jucător, că văd că am dat destul de mult și dacă cere ca la Premier League acolo unde a cerut două echipe, parcă una de 8-7 și una de 8-5 sau ceva, nu mai știu exact. Nu va fi foarte ușor pentru că nu mai prea am jucător, dar asta e, trebuie să ne descurcăm cu ceea ce avem aici. Hai să vedem din acest mall gold, nu putem că l-avem pe cramă aici, dăm cu XL. Bă, vreau să vă spun că ieri, deci mi-a dat 85 cel mai mare card din pack-ul cu 81-11, dar din pack-urile astea două, astea 3 double, ăsta și de la, cel de la echipa 82, din ăla mi-a dat card de 85 și din ăsta mi-a dat card de 86. Uitați că acum mi-a dat card de 80. Bă, asta înseamnă că dacă nu-mi dă bine în pack-urile astea, din 81-11 trebuie să vină toți ăla bombă, bă, frate. N-am eu pretenții la Nkunku și la ăștia, că știu că e foarte greu să pice și mai ales pe contul meu. e greu să prind cardurile alea. Bă, frate, bă, dar măcar să-mi dea și mie un Frimpong sau un Davy sau un Diaby, ca să-i vând pe ăia de ea mie una echipă care sunt tradable și aș face și eu acolo un mic profit. Mamă, stați că m-am dus prea mult cu ratingul. Bă, eu acum îmi dau seama că îmi cere rating 82, nu... Cream că îmi cere rating 83, de asta am băgat atâtea carduri și nu înțelegeam. Bă, cum am făcut, mă, ratingul ăsta, că eu am băgat numai 82. Acum mi-am dat eu seama, deci da, oricum nu am ce să bag, adică nu o să pot să bag de ea de 81, o să bag tot de ăștia de 82 așa. Avem 81-11, toți sunt jucători din Bundesliga și sperăm cu siguranță la un Team of the Season și unul de la... Bă, v-am spus, nu-mi da, frate, în cuncu, că e greu să-mi pice, chiar e foarte greu să pice în cuncu. Bă, frate, dar dăm și mie un Frimpong sau un Davis sau un Diaby, că am eu în echipă și sunt tradable și îi pot vinde. Și așa cum v-am promis, momentul în care mi-a picat un super Team of the Season de la Weekend League, în caz că mă întrebați de ce înregistrez peste, ei bine, am făcut doar 10 win-uri, aveam 10 win-uri cu 3 meciuri rămase, am fost foarte supărat și nu mai aveam niciun chef să filmez, dar am zis să dau drumul la o filmare. Ia fiți atenți, 84 plus player pick, din care mi-a picat Colomuani, bă... Nu mai aveam nicio reacție, am zis, bă, e destul de ok, Colomuani, măcar e ratingul, bă, orice mi-ar fi dat în momentul ăla, bă, nu mă mai putea face fericit, atât eram de supărat de cum s-a mișcat Weekend League-ul pe final. În fine, și m-am apucat eu aici de stats, de reveal la carduri, vedeți, n-aveam nicio treabă cu camera, eu stăteam pe telefon, nu știu ce făceam, când am văzut la primul card 84 fizică, l-am zis, bă, e clar, ăsta sigur e mort și o să vedeți că chiar așa a fost, ia să fiți atenți, Defending 74, cred că deja vă dați seama cine este, 90 Pazing, nu știu ce, Hoffman, care pică cel mai des, deja când am văzut Hoffman am zis, bă, ce e ăsta, 93 Physical după 90 Defending, 91 Dribbling, 92 Passing, 90 Shooting, 90 Pace, e Goretzka, bă, mi-a picat card de 1.000.000 și eu strâmbam, bă, frate, dar de fapt eu eram foarte fericit. Dar nici mai îmi venea să mă bucur, nu știu, adică chiar m-am bucurat că mi-a picat Goretzka, un card de 1.500.000 la vremea aia, acum a mai scăzut, acum e 1.000.000, uite aici am început și să mă bucur puțin și o să vă las acum că am și vorbit ceva după ce mi-a picat, am vorbit un pic acolo pe clip. Bine, bă, mi-a picat Goretzka, bă, nu știu dacă o să integrez treaba asta în un videoclip, ea și pe ăștia aici am trăit, bă, efectiv n-am ce să fac cu ei, nu știu dacă o să integrez treaba asta într-un videoclip pentru că am fost foarte dezamăgit, ați văzut, am făcut doar 9 victorii, dar cu toate astea mi-a dat jucători de 1.500.000 de coin, ceea ce mi se pare foarte tare și chiar dacă eram supărat, bă, cu ăsta, sunt sigur că o să-mi țină mijlocul acolo și cred că e top, bă, frate, acest Goretzka. Hai să-i dăm cu XL și ăștia și o să-i băgăm duminică like, că n-avem ce să le facem, am Papin, Brandt, amândoi de 93, plus Colomuani. Hai să vedem și din pack-uri, hai să vedem, Rare Player Spec. Din care avem un gold rar, se ridică reflectoare de Spania, CM, este Fabian, nu e rău, glumeam,
E foarte rău, dar măcar, bă, chiar îți mulțumim cu Gorețca la frate, 1,5 milioane și arată imperial cardul. Nu știu cum o să leg, dar fac o chestie acolo, am și 650.000, plus mai am coin și hai să vedem cum o să facem. Un jumbo rare, player spec, din care cred că nu e workout sau e de Bruyne, oare? A, Tielemann, frate, da, mă, ce să mai zic, cel mai mare card 84, noroc, chiar mare noroc cu Gorețca ăla, că altfel... După ce că am făcut și 9 win-uri, care de fapt au fost 10, am avut 10 win-uri cu 3 meciuri rămase și n-am reușit să mai câștig deloc. Bun. Hai mă să vedem. Și l-am deschis. Dă-mă un tot. Este tot. Hai cu ceva bun. Te rog eu. German, că mă... Era culmea, culmilor să fie Musiala, nu? Bă, toate ca toate, da, măcar azi am avut un tot. Unul de 86, unul de 85 în spate. E ok. Ia în 3 double cu XL, n-o să-i mai dau, o să-l țin acolo pentru SBC-ul de mâine cu toți Bundesliga, că tot vorbeam, din care tot ceea ce sper să nu se întoarcă băiatul ăsta, că cred că e a treia oară când mi-l dă. Să stea acolo, îl bag la SBC și după nici să nu-l mai văd, să nu mai vină, bă, frate, să mă lase și pe mine să trăiesc un pic. Bun, da, ați văzut acolo, înainte, în clip, înainte să deschid pe cul ăsta, mi-a picat Leon Goretzka, echipa mea în momentul ăsta arată cam așa, acum câteva zile din Eichenberg mi-a picat Vidic, tot n-a vrut din Bundesliga PEC să-mi dea unul din băieții ăștia 3, nu, nu e Eusebio, Diaby, Frimpong sau Davis, dar o să mai deschid două Bundesliga, toți player pe garantat, unul mâine de la SBC și unul nu știu când de la Cupa cu One League, unde am 5 win-uri, o să mai fac. Și de acolo poate îmi va da unul din băieții ăștia sau poate de acolo îmi va da și mie un încuncu, bă, frate. Dacă îmi dă un încuncu sau bă, sunt o grămadă de card, Musiala, Bellingham, De Ligt, încuncu ăștia de top, ultima speță, gen top rău. După e Davis, Frimpong, Diaby, la care m-aș bucura pentru că am 3 double. Și mai sunt carduri bune. Sperăm acolo măcar la unul din ăștia de top, ăștia Bellingham, De Ligt, Musiala, Mane, chiar nu știu ce mai e, ce am mai zis, în Kunku. Da, unul din ăștia când dă, bă, sunt cel mai fericit și chiar că nu mai comentez de jocul ăsta prea curând. Bun, ăsta a fost tipul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Cipi, pa, pa.